Biserica de pe strada Brașov, între parcul Drumul Taberei și piața cu același nume, lângă Patenoir. În spatele ei are un trotuar, un fel de drum cu acces exclusiv pietonal, care trotuar e făcut probabil pe timpul lui Ceaușescu de mântuială. Pe margine are o mlaștină sau canal navigabil, nu știu ce e aici. După fiecare ploaie sau iată când stopește zăpada, e plin cu apă. Nu știu cât e de adânc și nici nu-mi doresc să verific. Pun pariu că aici noaptea e întuneric și poți calci pe alături. Și deci primarii ar trebui să facă ceva cu canalul ăsta din spatele bisericii, că iată vin oamenii de la piață sau se duc spre piață pe aici. Între 1 mai și Drumul Taberei. Și dacă acolo mai departe sunt băltoace mici, aici e atât de adânc încât nimeni nu poate merge fără ca să-și bage apă în încălțări. Și n-are pe unde ocoli, că e gard și acolo, e gard și aici. Nu-i așa că merităm mai mult? Dragă Consiliu Municipal, dragă Consiliu de Sector, dragilor primari de București și de Sector 6. În capătul aleei e și mai delicat. Trotuarul e chiar înnecat. Mă rog că a băgat cineva niște borduri pe aici ca să putem merge pe ape ca Iisus Hristos din mitul acela. Ha? E bun așa? București e inundat, dar cu Patenoir și catedrale. Pe ușă scrie că se învârte singură. Dar vedem că au înghețat, nu se învârte deloc. Și oamenii vor la centru comercial. Încearcă să intre pe ușă ocolite. La covrigărie. Sau pe partea cealaltă. Nimeni nu iese să-i lămurească ce se întâmplă. Centru comercial Drumul Taberelor. Și la intrare avem așa indicator verde. Hai la dreapta dacă vrei să intri, hai la stânga dacă vrei să ieși. Oamenii se duc la dreapta și stau. Și așteaptă. Dar degeaba. Că nu se învârte. Hai că a pornit. A spus cineva parola. Probleme. Au schimbat dezinfectantul probabil sau bateria la termometru. Am impresia că tipul
bea bere în spațiul public și are chef de vorbit tare. Da, nu-i problema că vorbești tare, problema e că hărțuiești oamenii. Nu te apropia, că o duc eu. Celălalt a vrut să-l ajute să arunce sticla. El strigă aleluia. Poate fi beat, dar poate fi uleacă dezaxat. Nu-și pune mintea cu el nici paznicul, nici poliția.